Salutare, oameni buni! Bine ați revenit pe canalul de YouTube Altacul. Iată-mă într-o nouă aventură, de data asta în sfârșit alături de Ionu Spiridon. Salut, Gionule! Vă salut, oameni buni! Vă salut pe toți! În stânga mea, Răzvan Bădulescu. Salutare! Cine e Răzvan Bădulescu? Răzvan îmi este un amic, un prieten. Continui seria, ca să spun așa, de pescuit și alături de abonați. Voi încerca și eu și Ionuț, pe cât ne permite timpul și atunci când știm unde mergem, că e loc pentru toată lumea, vom încerca să mai pescuim și cu mulți dintre voi pe măsură ce ne cunoaștem. Săptămâna trecută ați văzut, am fost și pe Dinolei cu unul din abonați, acum două săptămâni cu Alex la Dunăre, acum e rândul Răzvan Norocosu, oameni cu care mă cunosc și cu care îmi face plăcere să pescuiesc. Împreună cu Ionuț o să-i dăm așa și lui câteva ponturi, nu este vreun pescar extraordinar de experimentat, dar pasiunea ne unește pe toți. John, hai să schimb două vorbe cu tine. Lumea aștepta mult să te vadă pe canal. Zile și tu în trei vorbe, așa că nu ne-am certat. Din păcate nu ne-am intersectat până acum. În mod normal trebuia să avem 3-4 partide până acum, chiar și o deltă. Planurile noastre nu au coincis, nu ne-am intersectat, lumea ne-a acuzat că suntem certați, că nu mai ieșim la Dunăre. Noi vorbim tot timpul, ne vizităm, ne vedem. Pur și simplu nu s-a putut până acum. Eu sunt un om ocupat, Baltacul are nevoie de episoade, trebuie să iasă când eu nu pot, când eu pot să iasă, Baltacul din diferite motive nu poate, dar nici de cum, de-abia așteptam să ieșim împreună. Exact. Sperăm de acum încolo, până la iarnă, să facem câteva partide, cu pești sau fără, măcar să le facem. Trebuie, da. Și da, să sperăm că și la partida asta, chiar dacă începutul e greoi, să sperăm că o să arătăm ceva pe cameră. Păi, apropo de începutul ăsta greoi, hai să spunem pe scurt așa prin ce ai trecut azi noapte, să-i aducem pe oameni la zi. Este sâmbătă, seara, vom sta până luni și povestește tu ce s-a întâmplat până sâmbătă seara. E weekendul cu ciclonul, toată lumea știe. Exact, e important că voi nu o să vedeți episodul. E weekendul cu ciclonul, pe alte zone, zonele pe care consacrate, pe care pescuiam de obicei cu Baltacul, am încercat aseară pe la ora 6 seara să intru, nicio șansă, absolut nicio șansă, nici cu 4x4, cred că nici cu cauciucuri de noroi, ca să fiu sincer. Riscurile mari. Da? Singura zonă accesibilă cu mașina, mai jos de Portul Oltenița, putem să spunem, toată lumea știe, o să se recunoască și din filmări, mai jos de Portul Oltenița, drumul e betonat până aproape de malul Dunării. Am venit azi noaptea, am ajuns până la 1 noaptea, ploua torențial, am încercat să găsesc un loc, am sondat, am aruncat cu lanseta, am găsit deci o plajă. Asta pentru neric. Pentru neric și pe ploaie. Ne pescuind foarte, de fapt o singură dată am pescuit acum mulți ani aici, ne știind zona foarte bine, necunoscând-o, primul lucru trebuia să mă familiarizez puțin cu locul, cu zona. Am început să arunc cu plumbii, m-am plimbat în vreo 20 de locuri pe rază, cred că de 2 km. Plajă, apă mică, întinsură. La un moment dat am găsit o zonă cu o mică groapă, ca să zic așa, cade pragul din 3 în 6 metri. Locul e strimt, nu putem să ne desfășurăm, pescuim cu câte 2-3 lansete, dar am preferat să ne îngrămădim aici, pescuind totuși pe groapă, decât să mă duc pe plajă cu apă de 3 metri să înșir nu știu câte lansete în 3 persoane. Până acum începutul e foarte greoi, băcar e bine că ne-am campat, avem condiții bune, să sperăm că ciclonul trece în această seară, pare că va trece din ce s-a uitat și Baltacul pe starea vremii, să sperăm că mâine fiind duminică și luni inclusiv, luni sunt rusaliile și putem să stăm și luni, în următoarele două zile vom prinde măcar vreme bună și cred eu dacă vom prinde vreme bună, fără vânt, fără ploaie, fără mizerie pe fire, cred că putem să avem și ceva activitate la speciile vizate de noi. Somn, eventual feeder, de ce nu poate și crab? Da, nu, crabul nu e neapărat ținta noastră, dar... avem informații că ar fi pește în zona aceasta, s-au mai luat crab în trecut, acum... Da, și este destul de mult ciortan din toate informațiile, cam pe multe zone au tot fost oameni care au prins, chiar și mai mari, nu neapărat ciortani. Din păcate, vântul de astăzi, vijelia, ploaia, a învolburat Dunărea tare de tot, bate vântul masiv, apa e un pic tulbure, nu mai e apa care era la prânz astăzi, spre exemplu, când au fost câțiva, am avut ceva activitate, câțiva pești. Iar mizeria a început să se depună imposibil de pescuit, zice, dar sunt convins că mâine, dacă se va liniști apa, nici mizeria nu se va mai depune. Important de spus că suntem aval de vărsarea Argeșului,
Am găsit pe monturi plastice, pungi, șervețele umede, mizerie multă care vine de pe Argeș, de pe Dâmbovița. Suntem 3 km mai jos de vărsarea Argeșului și zona e destul de murdară. Murdară, ca da, să zic așa. Da, da. Dar na, după atâta timp cu Baltacul, de-abia așteptam acum, prindem, nu prindem, tot pescar de Dunăre suntem și ne simțim bine, chiar ne simțim bine. Exact, exact. Chiar cum ai spus mai devreme, Răzvan a fost... Mult, nu, nu e nicio problemă, ce? Chiar vreau să facem update-ul ăsta, să ajungem la o zi, știi? Da. Răzvan, ai prins, ai fost norocosul, pare de că ai zis așa, imediat ai aruncat-o la setă la somn și a venit... O plătică de aproape un kilogram. Cred că e peste kilogram, să știi. Yes, din ochiul nostru îți spunem că e peste kilogram. O plătică foarte, foarte frumoasă. Dar imediat după trăsătura aceea și încă vreo două pe aici, s-a întâmplat ce a spus Ionuț. Un vânt incredibil a început să se amestece apa în loc și mizerie pe fire foarte, foarte multe. E foarte greu să pescuiești. Bun, acestea fiind zise, hai să ne mai lungim. Vă vom prezenta un pic și tabăra, vă plimbăm un pic pe aici, pe zonă. Ce să facem? Vom munci, sperăm ca să avem câteva zile bune. Avem cu noi un amic care mai vine și mai pleacă, el e cu barca, poate o să ieșim și la clonc, să spunem sigur și asta, să vedem ce... E vremea somnului, e luna somnului, toată lumea da, știe. Da, și atunci poate o să avem câteva imagini și din barcă și, și foarte pregătiți, mulțumim lui Răzvan pentru coropișnițe, avem coropișnițe. Da, avem... Răzvan Ciolac, te salutăm, mulțumim mult de tot. Coropișnițe mari și multe, avem râme negre de tulcea, râme albe, le scoatem de aici, de lângă tabără, suntem foarte pregătiți pe pentru somn. Dumnezeu, să ne lase apa să pescuim, pentru că este dezastru. Să pescuim, da. Somnul a mers, a mers și weekendul trecut, a mers și acum două săptămâni, pare că merge și la clonc, pare că merge și la staționar. Acum să vedem dacă merge și pe zona pe care pescuim noi. Da, da, da. Hai să-i dăm drumul ca să nu mai, nu? Da, da, da. Să sărim în bărci sau în papuci, una din două, să facem ceva. Da. Gata, oameni, rămâneți până la sfârșit și sper să avem ca de obicei aventură, lucruri așa nemai întâlnite, nemai văzute, surprinse pe cameră și să sperăm că ploaia ne lasă. Până acum au fost numai și numai reprize. Abia am reușit să scot camera la ora 6 seara, până acum a fost groaznic. Revenim! 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 Vi-l face Ionuț, da? Ca să știți, Gionache, e filmul tău ăsta. Eu îl editez cu imaginea de tine, numai tu filmezi. Gata. Așa face. Ei ce cadre vrei, pac, te uiți după furtună, după gâze, după flori, ce vrei tu. După Baltacu. După Baltacu, gă. Așa facem. Frumos, frumoasă zona de campat aici. Ciclonul ne-a lovit din plin. Am venit prin apă așa, am mers pur și simplu prin apă cu mașina. Haideți să vedem ce face Baltacu, pe unde se ascunde. Și-a dus lansetele departe de tabără. A auzit el că așa trebuie să faci, să-ți duci lansetele departe de tabără, la liniște, ca să prinzi pești. Cu pelerina de ploaie, țânțari, acceptabil. Ce faci, Baltacule? Să faci cale de acces? Băi, da, erau aici, uite. Uite, e unul din ăsta în ochi, filmează aici. Da. E unul din ăsta în ochi la noapte.
Hai că vreau să mai arăt, vreau să mai arăt și cam ce mănâncă peștele pe anumite zone. Mănâncă ce găsești. Aici, spre exemplu, e un dud. Sunt sigur că peștele se hrănește cu dude de astea căzute în apă. Iată-l pe Ionuț cu o trăsătură la nici 3 secunde după ce a aruncat-o, complet neașteptat. Și filmăm cu telefonul pentru că nici măcar am avut timp să mă instalez. Crap e? Vai de mine, crap! Ce trăsătură frumoasă pe lanseta de somn. Ia. Ușor, 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 ușor. Ușor. Ușor, ușor, nu vom. A, un ciortan micuț. La râmă neagră pe cârlig de somn, nu? Da, da. Clasic. Ala este. Mamă, ce o luase de aici cu totul. Dă-l la crap, altacule, dă-l la crap toată partida. Gata? Salveți! Da, e strategia. E regulamentar. Și știi că mă întrebai la crap e vreo șansă, zic. Ce? Vorbesc frumos pe cameră? Da, ești pe cameră. Bravo, mă. Ai luat și tu un pește. Primul pește. Primul pește. Da, abia am ajuns, e ok. Dă-l în coacă, sunt pe el total. Gata, dă-l la crab, nădim, facem bulgări, facem mari. Știi cât m-am uitat la cutia cu boilesuri? Iarăși, de la bagajerie, am zis că. Hai să vezi de ce iubesc de ăla. De ce iubești? Cât e cât capul la crab. Oameni buni, ciclonul nu ne lasă și stăm frumos sub umbrele, în ciuda faptului că aveam un jar pregătit în spate pentru friptură. Amânăm, așa că, John, hai să dăm un noroc. Noroc, Iuliane, Magda să fii sănătoasă, Răzvane, noroc. Stai așa să-ți plinești ție și paharul. A, cine se servește la pahar cu picior? Și stăm și așteptăm trăsăturile. Este o zonă care nu cred că o să ne aducă mari satisfacții la somn, dar sperăm ca mâine pe zi să facem niște treabă. Neața, oameni buni, este ora 6, am făcut o cafeluță. Sunt primul care s-a trezit și am scos lansetele de peste noapte la somn. Imposibil de pescuit, efectiv nu puteam să trag afară plumbii, monturile din cauza ierbii care s-a pus pe fire. Am muncit un pic să le scot și fără niciun rezultat, râmele sau coropijnițele încă erau pe cârlig, deci absolut nicio trăsătură. Clar că zona nu ține somn, nu prea am noroc de somn în începutul ăsta de an, dacă ne gândim și la delta din aprilie și partida de la Capidava, unde am încercat să pescuiesc la somn. Atâtea lansete, 3 Ionuț, 3 eu și 2 Răzvan, la somn toate, cu diferite momeli, niciuna nu ne-a adus nici măcar un pește. De fapt, pe una din lansetele lui Răzvan, am scos dimineață un murunaș, să zicem așa, nu foarte mare, la râmă albă. Ca și ieri, se pare că râma albă ar putea fi secretul la diversele specii din apă pentru această partidă. Plătica lui Răzvan a intrat la râmă albă, iar ciortanul respectiv la o combinație de râmă albă cu râmă neagră. Da, despre asta e vorba. Cred că cel mai bun lucru pe care pot să-l fac este să mă acces pe feeder astăzi. Îl vedeți aici pus pe suport, restul lansetelor sunt scoase din apă, unele nici măcar nu sunt curățate. Le-am scos doar ca să nu mă încurc cu feeder-ul de ele și astăzi ne vom axa pe feeder. Din păcate nu am văzut în dimineața asta, până s-a făcut cafeaua, am privit un pic apa și nu am văzut peștii sărind, au fost vreo două sărituri timp de vreo 40-45 de minute până mi-am revenit și eu, știți cum e, până mi-am dat start la motoare. Și nu știu, asta nu mă încântă deloc. Astea sunt zonele, până la urmă, de obicei zonele cele mai accesibile
sunt și zonele care oferă și cele mai mici satisfacții. Poate totuși feederul ne va salva, vom vedea. Am pregătit o nadă de la Wild Carp, Feeder X. Sunt curios dacă la bonduier putem să ciugulim ceva din moment ce am avut un ciortan ieri pe zonă, pe vad. Abia am început nădirea, ca să spun așa, abia am început partida și vreau să văd ce va urma astăzi. Va trebui, cred, multă insistență și nu sunt convins că vadul pe care dau destul de aproape din cauza curentului care a fost ieri, ca să spun așa, astăzi văd că e mult mai liniștită, dau destul de aproape în 10 metri de mal. Sunt curios, nu știu dacă e o zonă bună, nu sunt convins că e o zonă bună. Trebuie să-l aștept pe Răzvan să băgăm un pic sonarul. Deci el nu a băgat deloc sonarul, ieri n-am făcut decât să ne instalăm, noi am ajuns destul de târziu. Da, ce să zic, vom vedea ce va fi. Ionuț recuperează noaptea pierdută, noaptea trecută pe care a pierdut-o. Când a venit și a căutat pe aici locuri și a sondat cât a putut de mult. Asta este, vom vedea ce va urma. Bem cafeluța, ochii pe feeder. Ar trebui să stăm să facem treaba astăzi. Este efectiv a patra, a cincea repriză de ploaie de la 5 jumate de când m-am trezit eu și nu, n-ai cum să pescuiești, n-ai ce să filmezi, nu ai ce să prezinți, totul suntem varză, noroi, pragurile aici, coborârea asta deja alunecă ca naiba. Am muncit mult la feeder când n-am mai plouat, am nădit, ne-am pus pe el ca lumea astăzi, că asta era singura noastră speranță. Iată că nu, ploaia este efectiv, jumătate de oră te lasă, după aia începe iar și plouă bine. Și nu știu ce să zic, v-am zis, greu cu filmatul, greu cu pescuitul, greu cu toate. Iunie e catastrofal din punctul meu de vedere, cu toate că pe grupuri am văzut pe aici, pe acolo, prin țară, capturi frumoase, mai ales la crap. S-au prins și câțiva somni, dar nu știu, din 4 partide pe care le faci în iunie, poate ai avut noroc de condiții bune una. Uite, eu n-am avut noroc la niciuna din partide. Asta este, nu știu ce să mai zic, ce să mai prezint. Vedem ce se mai întâmplă până de seară și până mâine. Ionuț încă doarme, n-are de ce să trezească. E 9, între 5 și 9, repet, 4-5 reprize de ploaie în 4 ore. Nu se oprește deloc. Rezist. Mă plouă, dar nu m-am oprit din nădit și schimbat. Am pescuit foarte aproape de mal. La un bonduiel, un cârlig de 10 gamacațu cu ochet, nu cu paletă, legat cu un fir textil pentru o prezentare cât mai dreaptă. De obicei, monofilamentul subțire se încrețește dacă facem pe ochet. Și a intrat și primul caras, mai de Doamne ajută, la bonduiel, bineînțeles. Multe ajustări de făcut. Coșulețul de 120 după ce se golea nu mai stătea pe substrat, am trecut la 150. Pe strună scurtă nu se hrănea, am mărit-o la 1,20 m. Tot timpul am ajustat până a intrat ăsta și sunt tare curios dacă pot să păstrez frecvența. În cioata se duce? Tu nu vezi cioata? Da, dar de ce nu te oftezi? Că țin mâna, tu nu vezi cum am făcut de 18 kg. Ce vorbești, eu, că nu te grăbi. Asta înseamnă să pescui. Că nu mai repar filar. Păi nu pești. Mamă, ce frumos să urcă la deale ciortană asta, mă. Da, mă, dar simte, ești nebun, e mare. Mare. Mă rog, pentru feeder. Super. Să pun pești de pe așa. Aha. A, nu-i mare așa, dar s-a luptat frumos. Bravo, frumos este ăla, pește de feeder, super. Aha, e ca ăla care l-am prins eu. Poate chiar mai îmbrăcat. Bravo! Pe Dunăre, ciortan la un kill și ceva. Bravo, Baltacu. Superb. Muncă multă, muncă multă. Superb. Hai că e frumos. Superb. Muncă multă. Da. Hai, lasă-l jos, că-l iau imediat. Un ciortan corespunzător. Oho, regulamentar. Regulamentar, frumos. Bravo, Baltacu. Vezi dacă pescuiești? Da. Stai, că nu mai poți să te duci. Mai dă-ți fir. Gata, nu mai intrăm. Mamă, dar ce luptător a fost, incredibil. Bravo, frumos.
Vezi, mă, ce înseamnă să pescuiști? Da, mă, da. A, da, mă, da. Bun duel, bă. Bun duel? Pe ce cârlig? Gamacatsu cu ochet. Foarte bune le-am găsit acum de curând. Și le-am legat cu textil. Mamă, ce era să mă duc chiar. Uite-l, bă. L-am văzut și eu, da. E ciortan. Ne-a intrat și carasul și ciortanul pe vad. Trăsături rare, dar la bonduel. Uite. Cum faci? Uite, fac așa. Ha. Fac așa, o dăm după ăsta. Uite. E ciortanel. Avem un ciortanel acolo pe care nu putem să-l scoatem pentru că firul pe după o cracă. Era cuiva dor de puțină ploaie, a șaptea repriză pe ziua de astăzi. Răzvan Bădulescu în rol principal, cum își bagă picioarele. Trăiască ciclonul, ciclonul învinge, ciclonul are 1-0. Nu mai râde John, nu mai râde că plouă tare. Mamă, cum îi dă. Plouă de ciclon. Dacă trage acum, cine se duce, Răzvan? Deci cum ar fi să-i vezi acum cotorul sus? Crab la 6 kg pe feeder. Stai să faci drill-ul. Ciorbă, pește sub dimensiune, eliberăm să nu mai ne blameze lumea că suntem așa și așa. Da. Eliberarea e cam grea, dar când ai minciogul să eliberezi cu minciogul, că e malul înalt. Dai cu zoom? E, nu pot acum să mai dau, hai să vede, stai liniștit. Iată cum Ionuț pleacă la clon cu Iulian. Sperăm să se întoarcă cu o filmare pe cinste, are camera la el. Pe barcă e loc de doi pescari. Și... Salut, băieți! Salutare! Așa ceva, oameni buni. Ia uitați cum sar pești în barcă. Fitofagi, bă. Hai, stai mă să-i filmez. Bă, uite cum sar incredibil așa ceva. Ia uite. A venit o mrenuță mică la prima oră. Eliberăm.
Gata. Pa, pa. Oameni buni, am zis că anul ăsta încercăm să prezentăm cât mai multe rețete făcute de Ionuț Spiridon doar pentru dunăreni. Pentru că mulți dintre voi ne-ați scris despre lucrurile astea, v-am făcut poftă. De fapt, Ionuț v-a făcut poftă, într-adevăr gătește extraordinar. Și am profitat astăzi, ce să mai... Ciorba de pește a fost excepțională, hai să punem un pic rețeta pe cameră, Ionuț. O să te rog așa să dai din casă, cum se spune, că rețetele se fură. Dar da, noi le oferim. Eu nu zic că asta e rețeta originală, tradițională, 100%, asta e rețeta mea, eu pe asta o fac. Toată lumea. Și mie mi se pare cea mai bună ciorbă de pește pe care am mâncat-o vreodată. Nu s-a plâns nimeni. Câteva chestii importante, avem nevoie neapărat de un ceaun de tuci. Toată lumea știe tuciul, îi dă o tentă, o aromă aparte. Avem nevoie de minim 4 specii de pește. Neapărat somn, fără somn ciorba n-are nicio legătură cu ciorba de pește. Și lemne de aici, din pădure, dacă le găsim și un pic umede să fumege un pic în timp ce ard, e perfect. Deci toate contribuie. Da. Orice element. Și eu am ingredientul meu făcut de bunica mea, acea salicilată, am înțeles că se zice salicilată cu roșii și cu ardei. Eu nu pun roșie crudă, pun acea salicilată. Dar hai să prezentăm... Tot procesul, exact tot așa. Proces. Cum ar fi să okay, o fac eu care nu mă pricep, să iau de la zero. Da. Pentru, să zicem, 4-5 persoane, da? Noi cam așa mergem când campăm pentru mai multe zile. Eu folosesc 5 litri de apă, pun pur și simplu un ceaun pe pirostria cu ceaunul și cu apa. Prima oară se pune ardeiul gras, folosesc doar 3 legume, nu mai mult de 3 legume, niciodată în ciorbă, ardei gras, ceapă și cartofi. Nu folosesc morcov, nu folosesc păstârnac, nu folosesc țelină, nu vreau să amestec gusturile, nu vreau să fac un ghiveci. Ceva mai simplu și eventual dacă putem să le luăm de la țăran, din curte, nu de la... Da, gustul ăla da. Adevărat, da, da, da. Bun, ceapa și ardeiul tocate mărunt, în cubulețe mărunte. Ardeiul prima oară, cum a dat un pic ardeiul în fiert, după 10 minute vine și ceapa. Ok. După alte 20 de minute de fiert, după ce ceapa și ardeiul au început, încă sunt al dente, dar au început un pic să se înmoaie cartofi cubulețe. Ca cei pentru cartofi natur, deci cartofi cu bulețe. Când au fiert apoi toate, deja un pic fierte dinainte, prefierte ceapa și ardeiul și au fiert și cartofii, venim cu salicilata. Eu folosesc o sticluță de jumătate de litru de salicilată. La după toată cantitatea. La toată cantitatea de 5 litri de apă. După alte 10 minute, 7, 8, 10 minute, peștele. Foarte important, prima oară începem cu părțile mai groase ale peștelui. În caz că avem somn, prima oară punem somnul. Fiind mai bucata mai mare, fierbe puțin mai greu. Deci tot timpul începem cu bucățile mai groase din pește. Pentru o ciorbă perfectă, părerea mea, avem nevoie de somn, de plătică, de caras și de un răpitor. Ștucă, biban sau șalău. Astea patru specii. Cele trei specii, somn, plătică și caras, plus o specie de răpitor, nu trebuie să lipsească din ciorba de pește. Peștele nu stă mult la fiert. Imediat după ce am pus peștele, mi-a venit apă în gură. Imediat după ce am pus peștele, venim cu sarea, care întărește puțin peștele, dar după ce punem sare, nu ne apucăm să mestecăm în ceaun cu polonicul, să sfărmăm peștele care deja s-a muiat puțin de la fiert, doar punem sare în ceaun. 3 minute după sare, oțet. Nu a crescut cu borș magic, cu borș de făcut acasă, doar cu oțet, ciorba de pește deci se cam crește cât, cam cât oțet doar cu oțet. Și... La 5 litri de apă, undeva la 100 de mililitri de oțet. Okay. Încă 3 minute de fiert, leuștean neapărat, nu există borș de pește fără leuștean, dar leuștean din curte, de la țăran, proaspăt, fresh, nu cel ținut prin rafturi pe la magazin câteva zile. Acesta la sfârșit. Neapărat leuștean. Cum am pus leușteanul, se dă la o parte ciorba de pe foc. Niciodată nu se mestecă, nici o secundă în tot acest proces nu mestecați în ciorba de pește. Eventual, din ceaun îl rotiți puțin ca peștele să se așeze, dar nu se mestecă în ciorba de pește. La sfârșit, lipovenii au
tradiția lor, scot peștele cu spumiera pe un platou și cartofii, se servește cu mujdei, zeama se bea la sfârșit. Noi nu facem așa, o mâncăm ca atare. E o rețetă simplă, dacă urmezi un pic pașii și nu greșești în cantități, eu deja nu mai le măsor, nu mai le fac la ochi, am făcut multe. Apropo de cantități, nu știu dacă am zis, deci ai zis un ardei gras, un ardei gras, două cepe mari, cartofii cam cât la cartofii, porția asta? Cartofii, patru cartofi generoși, da? Mari, da? Ok, și cam eventual, atât. Pe lângă cele două cepe tocate, se mai poate pune și o ceapă întreagă. O ceapă întreagă doar curățată de, da? De acele... Okay, ok, și cam asta și e la sfârșit rețetă. O legătură de leuștean. Da, foarte important cantitățile. Să nu lipsească somnul, repet, ceaon de tuci și lemne de aici din pădure, nu scânduri sau bucăți de palet sau alte nebunii. Lemne de aici din pădure, nu contează lemnul, plop, salcâm, salcie, fac, nu contează. Dacă ești un pic umed, să nu ardă, să ardă un pic mognit, ciorba este... Perfect. Perfect, da. Așa că îi mulțumim lui Ionut, sper să vă iasă și vouă să degustați un pic. O întrebare. Salicilata asta de la bunica. Salicilata, oamenii cu ce o locuiesc, bunica, că poate n-au acces la ea sau cum să facă? Se găsește ceva asemănător din experiență? Se mai găsește în comerț, sunt acele ciorbe sau roșii un pic pasate sau roșii cu bulețe sau eventual puteți să o înlocuiți cu roșii proaspete. Dar roșie, dar noastră românească, de roșie. Zemoasă românească, eventual nu de alea ținute în sere pe la solar, care sunt tari și verzi înăuntru, nu roșia aia. Roșia aia mai zemoasă, mai grasă, mai știu oamenii despre ce vorbesc. Da, ca idee așa, da. Da. Bun, sper să vă ajute, sper să aveți poftă bună, hai să ne continuăm treaba. Noi am avut. Da. Poftă bună. Bravo, John. Mulțumim. Poftă mare, copii. Bun tare. A venit momentul să ne luăm și la revedere, dar nu închideți încă filmul. Hai să tragem câteva concluzii, să vorbim un pic despre ce s-a întâmplat. Mă bucur în primul rând că în sfârșit m-am văzut cu Ionuț. John, zi-mi cum ți s-a părut partida, au fost condiții... Și eu mă bucur că în sfârșit m-am întâlnit cu Baltacu, așteptam de mult să ies cu el. Ieșirile cu el sunt cu adevărat delicioase. La cât a plouat? Condiții grele, reprize de 6-7 reprize pe zi de ploaie, dar ploaie torențială. Ieri am avut o ploaie de oră torențială, cu fum ploua. Ciclonul ne-a lovit din plin, cum am spus și la început. Condiții foarte grele, mizerie pe fire, suntem aval de vărsarea Argeșului, vine mizerie pe fire, am mai spus, greu, condiții grele. O toată zona mort total, nu s-a prins pește absolut deloc. Am ciugulit câțiva pești la intercepție, zic eu, trecut pe aici, câteva plătici frumușele, câțiva carași, 2-3 ciortani, încă vreo 2-3 eliberați mai mici. O mrenuță eliberată, pește. Pește puțin, ce pește rar, zona. Ce ne-a oferit zona, somnul n-a cooperat cu noi deloc prin zonă, nici măcar la clonc n-a mers foarte bine. Ne-am chinuit, ne-am zbătut, dar până la urmă ieșirea frumoasă. Frumoasă, ca de obicei. Condițiile de campare superbă, condițiile de campare. E prima oară când pescuim pe zona asta, iarăși un loc nou pentru noi. E prima oară când pescuim pe zona asta, e relativ... Am idee unde sunt, unde pescuiesc, știam, auzisem, dar nu pescuisem efectiv. Am căutat mult până am găsit o zonă cât de cât să ne aducă câțiva pești, pentru că, na, Baltacul trebuie să pună și câțiva pești pe film tot timpul. Adevărat. Nu doar să facem vorbărie și atât. Sperăm, începând cu această partidă, până la sfârșitul sezonului, să ne vedem de mai multe ori, să ne vedem de câte ori am sperat că ne vom vedea și să aveți și voi ce vedea pe... canalul de YouTube Baltacu. Ne vine rândul și la capturi. Doamne ajută, da, înainte să-l întreb pe Răzvan cum mi s-a părut cu noi, din partea echipa abonaților, vreau să vă zic și eu două cuvinte despre Iulian. A fost alături de noi cu Bărcuța, a fost alături de noi doar seara, că toată ziua a bătut Dunărea lung și lat la clonc, e cloncagiu înrăit, ca să spun așa, și chiar te rog să ne spui cam pe unde ai hoinărit, așa, cam câți kilometri și cum ți s-a părut apa pe condițiile astea, dacă ai găsit și ai văzut ceva. Prima dată am fost la Albina, de Chiselep. Da. Sunt vreo 20 de kilometri pe apă. Apa puțin tulbure. Condițiile nu prea bune. Adică apatic. Să ridica, să tea puțin la montură, să lăsa.
Deci nu era agresiv, nu ataca. Nu. Da, cu greu. După aia, a doua zi, am încercat să schimb tactica. Hai să băgăm coropicnic, să vedem, poate schimbăm ceva. Da, îl păcălești. Tot la fel, nu, apatic. O fi și din cauza că e tulbure, da, a crescut, sunt multe aia... condiții, sunt multe condiții. Dar chiar și așa ai reușit să păcălești ceva, până la urmă, nu? Da, da. Unul a ieșit la iveană. Cam la 3-4 kg, da, ziceai. Da, cam la 4 kg, așa, să zic. Da, super frumos. Ce să zic? Ne-a schimbat zona, am mers pe greaca, tot la apa puțin tulbure. Da, nu se ridicau, nu se ridicau. Fost cu el și nu se ridicau. Sau dacă se ridicau moacii mici care nu ne interesau, spre deosebire de alte partide de clonc. Da. A fost mai greu de data asta. Sunt momente și când somn nu mănâncă, sunt momente când se ridică și nu mănâncă. Acum nici nu măcar nu se ridica. Adică ceva de genul, Răzvane, tu reprezentant al echipei abonaților, așa, cum te-ai simțit alături de noi, cum ți s-a părut? Tu ai ales perioada asta în care vrei să vii de Rusalii și uite ce ai primit. Da. M-am simțit foarte bine alături de voi, într-adevăr condițiile au fost destul de grele. Am prins mai mult pește decât mă așteptam. Așa e. Am fost descurajat când am plecat acasă uitându-mă la meteo, adică în prima instanță recunosc că am fost fericit doar că am ajuns pe malul Dunării și pot să mă trezesc aici să beau o cafea. Faptul că am reușit să bag și câteva lansete în apă deja a fost bonus. Da. Și ai și scos câțiva pești. Am scos și câțiva pești, am apucat să gust și din minunata ciorba lui Ionuț Spiridon. Nu te-a dezamăgit? Nu. Deci e după cum se spune, după cum spune povestea, știi? Legenda. Mult peste așteptări. Da. Mult peste așteptări, da. Așa e, cea mai bună ciorbă. Bun, mai vii cu noi? Desigur. Dar nu pe condițiile astea. Te-ai gândit un pic? Am făcut o pauză așa de amuzament. Dar sigur că o să mai vin cu voi. Da, să fim sănătoși că ne întâlnim cu sănătoși, nu avem nicio problemă. Da, oameni buni, cred că asta e, nu? De lor al vedere, vă urăm fire întinse, un an plin de capturi majore și sper să ne revedem și cu Ionuț și cu Iulian, cu voi toți, sper să ne revedem cât de curând pe marginea Dunării. Fire întinse. Fire întinse. Hai.